Salutare tuturor și bine v-am găsit din nou în joculețul Tab sau Totally Accurate Battle Simulator și cum v-am zis voi face sandbox-uri că îmi place prea mult joculețul ăsta și v-am zis să-mi dați și sugestii. Am primit niște sugestii de la am primit o sugestie de la AlexWWE15. 10 boxeri într-o linie versus 10 de taekwondo și mi s-a părut și mie foarte interesantă faza că sunt toți pe bătaie. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și vă aștept sugestiile... Vă aștept sugestiile voastre în continuare. O să ne mai prostim prin jocul ăsta. Dar unde găsiți boxeri, frate, la Misc? Boxer. Cred că e bad boxer fiind mai scump. Ia să-i punem mai în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia să vedem, frate, ce se întâmplă. Și au început. Po, au sărit karatiștii, păi. Mamă, boxerii au spart pe toți. Boxerii au spart absolut tot, frate. Deci n-a murit niciun boxer. Păi în cazul ăsta... Ia mai punem o linie de ăștia. Nu știu câți am pus exact. Dacă nici așa... Fii atent că ăștia au murit! Dinainte să mai vină ăștia alții. Nu... Ia stai, 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 ia să-i scot eu pe ăștia. Ia să mai văd acum de data asta. Cred că trebuie să-i prindă într-o anumită poziție. Uite, unul a murit de data asta. Doi chiar. Bă, ești nebun, ce a rupt ăsta? A omorât vreo trei ăsta singur. Mă rog, nu prea... Ăștia cam câștigă, că sunt și mai scump. Era și normal. Dar ia... Sunt curios... Să facem noi o chestie. 10 boxeri cu 10 headbutteri. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia să vedem. Mamă, ce-o sărit ăștia cu capul. Mai nimic n-am făcut. Cam asta a fost. Și... Tot Alex mi-a dat o sugestie. 5 super boxeri cu... clear și ăsta cu... Da, unde e super boxer? Cine ai bine, mă? Păi... Cu 30 de footman, dar nu cred că au nicio șansă 30 de footman. Mai bine pun un singur super boxer. Să văd cum se descurcă. Hai să pun și footmanii. Unde sunt mă ăștia la Crusaders? Să pun o linie întreagă de footman. Nu știu cât sunt, că e greu să-i pun pe fiecare în parte, ia să văd. Dă în stânga, în dreapta, mamă câte săbii primește și ăsta în cap. Bam, bam. Mamă, e cam bate pe toți. Îi bate și așa, frate, ești nebun la cap. Deci i-a bătut pe toți. Și nu știu exact câți am pus o linie de asta. 3, 3, 9, 12, 15, 18 sunt. 18, hai să mai punem încă o linie. Ia să vedem câți footmen e nevoie să-l bată pe un boxer. Bine, asta a fost tot cam atâția sunt. Tot 18 sunt și ăștia. Dar, mamă, mamă, cum au sărit pe el. Și ce dă Rocky Balboa aici, stânga, dreapta, croșeu. Croșeu, eschivă. Pă, un croșeu de dreapta, de stânga și... Un jab, 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 jab. Păi, ești nebun, ce face asta față la toți? Mamă, l-au omorât, frate, în sfârșit. Deci, cam 30 îl cam fac praf. Dacă puneam 5 boxori, n-aveam nicio treabă. Da, ia să pun așa de dragul distracție. 5 boxori, îi termină într-o secundă, cred. 5 boxori. Bam, 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 bam. Na, nicio șansă. Imediat tot terminat. Și tot Alex mi-a zis că a fost singurul care mi-a dat deocamdată sugestii că
să îi pună într-o formație, gen să pună aceleași trupe, și asta mi s-a părut interesant. Într-o formație zisiunile separate, să încep cu samurai. Să încerc să fac o formație, gen o formație, facem un de-asta, un colț de asta așa, o formație mișto. Și mai fac încă o linie aici. Dar nu știu câți am pus, frate, acum trebuie să-i număr. Deci aici sunt 6, 6, 11 cu 5 și 11 cu 7, 18. Mamă, ăștia sunt mai mulți. 3, 3, 3, 3. Sunt 12. 18 cu 12, 20, 30. 3, 3, 3, 3. Ăstea sunt 5. Nu, sunt 14. Sunt 14. Cât am zis? 30? Deci sunt 44. Și hai să pun 44 de ăștia neorganizați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bă, am numărat bine? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, parcă era, nu? Nu știu dacă am numărat bine, sper să fi numărat bine. Vedem acum ce se întâmplă. Mamă, ce se tot aude și am vrut. Bă, sincer, ăștia neorganizați cred că vor câștiga. Că ei au mult mai bine pe flancuri, să vedem acum. A, depinde și de fiecare unitate, frate. Băi, ăștia roșii sunt în avantaj. Da, ăștia roșii cred că o să câștige clar. Dar n-a fost, a fost la limită chiar. Mamă, deci au mai rămas 3 în viață. Mă așteptam să câștige mult mai clar o parte. Ia să mai încercăm o dată. De-aia să băgăm și noi o hartă. Ah, nu! Mi-a șters tot? Nu, 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 nu. Ei, atunci dacă mi-a șters tot, Sahara e marfă. Acum o să fac nebuniile mele ce vreau să le încerc. Îmi plac foarte mult muschetarii. Nu știu de ce îmi plac mie, dar îmi plac. Și o să fac o strategie așa. O să încerc să cheltui gen aceiași bani. O să fac mai multe linii de astea. Sau ia stai mă, fii atent ce fac la început. O să fac o linie de muschetari. Încă o linie de muschetari, o să fac rânduri de astea. Dar cred că o să-mi facă sistemul praf, deja e medium. Hai să fac două linii de astea. Să încercăm să consumăm cam aceiași bani. Oh, nu, ăsta am pus mai mulți. Ia să mai scădem din ei. Performance impact medium. Hai să scad și eu mai mult din ăsta ca să nu îmi rupă FPS-urile. Trebuie să-i duc la 2600 pe ăsta. Păi hai mă, hai mă, încă puținul. Hai să mai iau și din colțul ăsta. 2640 sunt perfect acum. Ia să încercăm. Să vedem ce se întâmplă? Mamă, cât îmi place cum stau eu. Dar încep și băieții să tragă sau ceva. A, fii atent că trag și ea din spate chiar. Cine o câștiga, frate? Cred că... Ăia n-au avansat deloc, ăia roșii. Cred că ăia roșii vor câștiga dacă n-au avansat deloc. Cât îmi plac muschetele astea. Nu știu de ce. Ia, ce faci mai roșiaticule? Mamă, ce a venit în cap? Voi? Mamă, ia da... Mamă, ce fac ăștia? Ăștia doi... Ah, l-a ratat. E mort ăsta acum. Era în sec. N-avea nicio șansă oricum. Ia să... încercăm altfel. Erau prea aproape. Asta e faza. Ia să vedem de la distanța asta. 1280... Nu, 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 nu.
punem aici. Ia să vedem de la distanța asta. Ăștia au o piatră și ăștia au o piatră egal. Ia. Și acum s-au oprit și unii și alții. Dar nu prea sunt față în față. Ho, ho. E, băi, aici ține de bulan, cred. Și cred că roșii au mai mult bulan. Mamă, cred că roșii vor câștiga de data asta. Mamă, nu! Albastru aproape a revenit, fii atent. Da. Ah, a fost cât pe ce să câștige albastru. Ia să dau clear. Vreau să văd da clear și la asta. Eu vreau să fiu gen, nu știu, m-am învățat să fiu pe partea roșie. O să pun o linie de asta de mușchetari. Mușchetari. Și nu știu, o să pun ceva de alergă rapid de nebun. O să pun foarte mulți, dar nu știu ce încă. Gen, o să fac, fii atent, răscoala de la Bastilia, frate. Cu țăranii care s-au revoltat. Bam! Prima turmă de țărani. Punem și nebun de ăștia. Bam, punem. Dar ăștia nu sunt organizați, mă, nu trebuia să-i fac în lider. Bam, 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 pun așa organizat. Mai e și un boxer, poate, prin răscoală. Era unul în sala de box și a zis, a, vă răscoala, hai că vin și eu cu voi. Și să punem niște țărani de ăstea. Nu, nu, nu. Tot țărani. Facem răscoala de la Bastilia, frate. Dar de fapt, așa a venit la putere Napoleon, nu așa. Da, să zicem. Și... Mamă, încă mai am depus o grămadă. Pun numai de ăstea. Pun. Deja am heavy impact. Cred că o să mi se miște super în așa. Ia să vedem. No, dar o să moară pe ăstea, clar. Ăstea în armață o să moară instant. N-au nicio șansă, frate. Mamă. Hai. Nu, deja am început să moară. V-au omorât oamenii voștri. Răscoală, frate, s-au răsculat. Nu, nu, nu. Trebuie să facem ceva în privința asta, n-avem. Ia să mai eliminăm din ăștia, că oricum sunt mult prea mulți. Și... Impactul este heavy. Așa cât sunt acum, cred că ajung. Și să facem gen frumos. Am o idee cum să fac linia de muschetari. Bun, bun, vreau să fac o formație ca lumea, dar sunt prea apropiați, trebuie o distanță mai mare. Bun, 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 bun. Hai că merge. Și pun și pe asta așa. Asta e gen linia a doua. Trebuia să fac totuși mai strâmt. Nu prea am pus eu chiar drept, dar asta e. 1600, ia să vedem dacă așa au vreo șansă, dar nu cred că au nicio șansă. Ia. M-au murit ceva din săteni. Dar tot cred că răscoala va câștiga. Hai bă, răsculații mei, dacă ajung la ei s-a terminat totul. Mama a rezistat ca lumea muschitare, a mers cu formația asta, ia uite ce i-a masacrat pe ăștia pe aici. Oh shit, nu, răscoala a fost înfrântă! Nu pot să cred, răscoala a fost înfrântă. Atunci ia să-i aducem la bani egali. Așa. Acum sunt egali din punct de vedere al banilor, să încercăm așa. Să văd dacă și acum înfrânghe-i răscoala. E distanța mult prea mare față de ei și de aia apucă ăstea să ia ca lumea din ei. Mă, pe mijloc pe aici parcă au ajuns. Au ce țipă ăstea. Aici mă țeleză. Păi s-ar putea răscoala să aibă vreo șansă.
Hai că se poate, băieți. Mai e un singur fermier pe partea asta. Nu, a murit săracul. A fost mai strânsă de data asta. Mamă, ce hedia de-a dat ăla. Păi atunci, frate, dacă a fost mai strâns, trebuie să mai punem ceva la răscoală. Dar ce puteau să aibă răscolații? Super peasant. Dark peasant. Fii atent ce vreau să fac. Lasă pe ăștia. Nu, de fapt mai pun niște fermieri. Mai pun niște peasants. Așa, cred că ăștia o să fie carne de tun. Stai mă că i-am pus pe partea asta. Ăștia o să fie carne de tun și o să mai ia din glonțe de la muschetari. Și hai să mai punem muschetari la loc. Să facem tot egal ca bani. Așa, mai avem unul de pus. Eu cred că, deși sunt inferiori, peasantii ăștia îi vor acoperi, îi vor fi carne de tun, vor înghiți gloanțele, ghiulelele, și fermierii vor ajunge unde trebuie. Exact ca realitate, frate. Am că acum cred că o să-i bată calmea ăștia albastri, asta era calea. Să ai carne de tun, fără carne de tun nu faci nimic. Ia o vezi mă că i-au spart băi băiatule, i-au făcut praf. I-au făcut praf pe oameni. Mamă cât sunt, mamă cât sunt. Hai de capul meu. Ăștia mai vor să facă ceva că nu mai fac în viața lor ceva ăștia. Mamă ce vin pe ei. Și a murit și ultimul muschetar. Ce apăra palatul din Bastilia. Și fii atent, frate, dacă nu mai merge așa, să apărăm Bastilia. Să zicem, ce se întâmpla dacă aveam noi o super tehnologie modernă, gen asta. Dar trebuie să-i pun și eu egal ca număr, măcar să pun. Dar o să-mi fie un heavy impact. Asta e. Pun niște de-astea mai mulți. Ah, ăștia sunt barbari. Dar nu vreau să pun barbari, vreau să pun peasants. Mă rog, lasă și barbari. Să zicem că aveau și niște barbari prin răscoală. Erau unii ce au stat în peșteră și când a venit răscoala au ieșit și ei. Mai punem niște de-astea. A, deja i-am depășit. Hai să mai scot din ei. Și încă mai scot. Așa. Și acum sunt egali. Să vedem ce face asta. Să zicem că sau se întâmplă o răscoală modernă. Ia să vedem ce se întâmplă într-o răscoală modernă în care revoltații n-au arme. Ia vezi mă. Am un FPS drop, dar merge. Mamă, ce a început ăsta, frate! Ho, ho, ho! Asta se întâmpla dacă se întorcea unul în trecut. Dar nu fuge, dar cred că o să-l ajungă ăștia. Și nu o să mai... Mamă! Fii atent, frate! L-au prins! L-au spart, frate! Și așa răsculații înving! Ia să vedem cum putem noi să învingem răsculații. Punem, ia să pun așa, dar nu cred că fac nimic tunurile, că sunt foarte mulți. Tunurile nu prea sunt de oameni mulți, dar totuși le încercăm. Încerc cu 5-6 tunuri. 6 tunuri versus Revoluția franceză. Băi, au cam luat din ei, dar nu foarte mulți, iau vreo 4 maxim pe bilă. Și trebuie să dea bine bila ca să ia. Mă, au luat ca lumea din ei, să știi. Au făcut ceva. Ah, hai că nu e. Mai au foarte puțin. Fii atent, frate, au o șansă, tunurile. Ho, ho, ho. Tunurile pot învinge. Au câștigat, mă, tunurile, ești nebun la cap? Ia să mai văd odată, dacă a fost doar pur bulan. Deci tunurile au învins revoluția.
Astea nu prea cred că au nimerit la fel. Pe dreapta au făcut propă, pe stânga nu prea. Mamă, pe stânga vin mulți, foarte mulți. Cred că o să-i prindă pe stânga. Mă, tunelurile tot au făcut față, adică au secat din ei ca lumea. Foarte bun, bune tunurile. Și mai e unul care e la mama nebii. Mai e țărănușul ăsta, mai e fer... Mamă, ce bile i-au venit ăla. Deci, cu tunurile am învins revoluția. Asta e clar. A, ia să încerc o chestie, frate, cu Chariot. Ban, 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 ban. Cu Chariot să văd dacă fac ceva. Aolo, ăla ce-a făcut? Aolo, dar se lovesc între ele, de retardate ce sunt. O iau toate în aceeași direcție, de ce oare? Au murit toate. Nu e de bună. Mamă, chestiile astea mi-ar place. Rămânem tot la Napoleon. Chestiile astea chiar cred că o să-i spargă. Ia să punem și o linie de asta mai. Punem și niște de astea mai pe aici și punem o linie de asta mai aici. Mai în spate chiar vreau să o pun. Dar am pus prea mulți pe aici. Și mai pun unul aici. Dar cred că mai trebuia să pun ceva gen ca să rămână în viață, că ăștia o să moară toți. Pun un peasant. Pun un peasant aici. Ăsta e conducătorul lor. Și mai trebuie totuși să pun ceva. Mai pun un de ăsta, un barrel. Asta e. Sunt cu 10 mai. A, să vedem dacă merge și asta. Aolo, ce face asta pe piatră, frate? Cred că îi va sparge, sincer. Mam. Și a rămas un singur peasant. Ce naibii să-i spargă că nu i-a spart chiar așa de mult. Peasantul ăsta e ca și mâncat. Oh, wow. Mai am vreo armă sau ceva? Ia să încerc clear. Să încerc cu Trump. Vreau să văd ce face Trump. Vreau să văd ce face Trump la ăștia. Am văzut că poate pune și un zid. Mamă, dar... El se duce spre ei în loc să se fugă de ei. E nebun rău omul. Holy shit. L-au luat ăștia în furci. A făcut un zid, dar nu în partea bună. Ah, hai că e cât de cât ok. Că ea se... Ăia s-au dus pe zid, frate. Băi, ești nebun, Trump chiar a făcut față. Dacă erau doi Trump, îi spărgeau, cred. Hillary, ia să văd și pe Hillary. Asta aruncă cu e-mail-uri. Ia vezi? Asta e un fel de Ninja Master, numai că dă cu e-mail-uri. Mamă, ce dă în ei. Mamă, ce să mai încerc? Păi ia, nu mai încerc asta cu revoluția, m-am lămurit. De fapt mai vreau să încerc ceva. O, opa, Hillary, unde e? A rămas bug. Încă o aud, dar ea nu e pe hartă. Ia să punem noi o, niște arcași de ăștia. Vreau să mai încerc și treaba asta. Ei, am pus mai mulți decât era cazul. Ce să... Oh! Dar se împușcă și între ei, asta e faza. Se împușcă, se... Mă, au o șansă ăștia arcașii. Au chiar o șansă foarte mare. Cred că va fi strânsă bătălia. Haideți, haideți, hai revoluția mea! Mai aveți puțin, se tot aude Hillary. Zici că e o dictatoare de-aia diabolică. Mai e un singur țărănuș. Ah, și m-au bătut, frate. Ia vreau înainte de toate, am terminat cu revoluția, nu mai vreau. Dar vreau Hillary versus Trump, frate.
Ia să văd ce se întâmplă. A, dă... Cred că Trump va face praf, nu știu de ce crede asta. I-a dat toate glanțele în cap și aia mai mult pe lângă. Din ce văd eu aici. A spart-o Trump, ești nebun? Ca în alegeri. Păi și cam asta a fost din episodul ăsta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă aștept sugestiile voastre. Puteți să-mi spuneți nu neapărat setup-ul complet al bătăliei, dar să-mi spuneți, gen, vreți să vedeți vikingi versus japonezi sau nu știu, ninja versus nu știu ce. Și oricum mai umblu eu prin ei, pun în mai multe feluri. Și vă aștept și la celelalte jocuri și tot ce fac. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă salut, la revedere!